Bună ziua, mă numesc Miroslava Matelda și astăzi vreau să vă demonstrez pasiunea mea pentru știință. Subiectul meu pentru astăzi sunt tornadele, mai exact, cum se naște tornadă. Mă gândesc că fiecare dintre voi v-a spus această întrebare sau v-ați întrebat măcar de factorii care influențează apariția unui astfel de fenomen. Să vedem mai întâi ce sunt tornadele. Tornadele sunt acele fenomene atmosferice violente cu caracter turbionar, de forma unei coloane care se întoarce foarte repede sau unei pâlni întoarse care atinge nivelul solului. Acestea se formează atunci când un curent de aer foarte puternic coboară dinspre formațiunea noroasă spre pământ. Dar acum să trecem la practică. Pentru a forma o tornadă avem nevoie de două lucruri esențiale, și anume o forță de rotație și un curent de aer foarte puternic care să mențină tornada pe plan vertical. Observăm că odată ce tornada a pornit, curentul de aer puternic este propria forță de rotație a tornadei. Pentru a calcula energia cinetică a tornadei, vom folosi această formulă, din care observăm că energia tornadei este invers proporțională cu raza cercului circumscris tornadei, astfel că puterea de distrugere a tornadei va crește pe măsură ce ne apropiem de baza ei. Asemenea, piruetelor patinatoarelor, care atunci când își strâng brațele pe lângă corp își accelerează viteza, putem spune că cu cât o tornadă este mai mică sau raza cercului este mai mică, cu atât viteza de rotație, respectiv puterea de distrugere, este mai mare. O tornadă nu are mereu contact cu solul, astfel că se explică cum că unele obiecte sunt distruse complet, în timp ce altele rămân intacte. În natură există o gamă largă de astfel de fenomene, de la micile vârtejuri de vânt care apar printre blocuri și sunt prevestitoare de furtuni, până la gigantice uragane care au ajuns să distrugă orașe întregi. De menționat este și faptul că aceste fenomene în emisfera nordică se învârt de la dreapta la stânga, în timp ce în emisfera sudică se învârt de la stânga la dreapta, fapt care se datorează forței Coriolis.